Michael Schumacher este campionul nostru din această dimineață, cel pe care l-am văzut, performanțele sale din carieră și în același timp tot ce s-a întâmplat de pe parcursul vieții. Din nefericire însă, marele pilot german s-a țintit la pată în urma accidentului de schi pe care l-a avut în decembrie 2013. Dar vom trece de la această parte mai pesimistă spre una pozitivă, spre una în care m-au venit aproape aici în studio doi viitori mari campioni haltere, doi viitori campioni olimpici. Până atunci însă mai este cale lungă și foarte multă de muncă. Lângă mine este Constantin Taca și Victor Anici. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Băieți, voi îmi spuneați acum că a fost campionat național Under 23. Vom trece direct la subiecte pentru că nu prea avem timp. Poate dacă vom avea puțin, vom trece și pe parcursul vieții voastre, cum ați ajuns la haltere. Și o să vă întreb, cum a fost la campionatul național Under 23? Au fost mulți sportivi care au participat. Noi personal ne-am pregătit foarte mult pentru această competiție. Am participat bine, am luat locurile de întâi și a fost tot normal, adică procesul a decurs bine. La ce categorie sunteți voi, ca să cunoască toată lumea, ca să știm despre ce categorie vorbim? Eu sunt în categoria de 85 kg. Eu în categoria 61 kg. Uhum. Cât ați ridicat? Chiar mă interesant, cât ați ridicat la campionatul național, la smuls și la ridicat? Smuls 145 și aruncat 160. Așa, și tu? Eu smuls 100 și aruncat 135. Și acum urmează campionatul național deja pe senior, deja respectiv campionatul național propriu-zis. Da. La campionatul național propriu-zis, care este obiectivul vostru personal, cred că? Nu, pentru mine personal, să-mi bat recordul meu care acum a fost la competiția asta. Uh-huh. Asta a fost recordul tău personal și vrei să-l bați, să-l bați, da, să-l bați, da. Să-l bați. Ai un obiectiv mai sus poate de a bate un record? Da, de să participi mai bine față de competițiile trecute și tot să-mi bat recordurile personale. Recordul ăsta de la ultima competiție e personal sau nu? Nu, la competiția aceasta am participat puțin mai slab. Însă, în afară de această competiție internă, aveți ceva extern la nivel de juniori, în timp apropiat? Nu, până când așteptăm, adică important rezultatul, să ieșim la rezultatul concret, apoi de acum am juniori. În afară de campionatul intern, mi-ați spus că a mai avut loc o competiție. Despre ce este vorba? Adică au avut loc două competiții, turneul internațional. Așa? Și campionatul republic. Au fost în aceeași zi, au fost în aceeași perioadă? Da, în aceeași zi, în aceeași perioadă. A, nu a fost ceva, a fost luna mai și după care a plecat luna iunie, pardon. Am înțeles. Voi când vă doriți să ajungeți la Olimpiadă? Care e obiectivul vostru? În ce an? 4, 8, 12 ani, este cât? Cam așa ceva, 8 ani așa. Cam în 8 ani, da? Cam acolo așa. Cât de greu e să faci pasul ăsta de la juniori spre seniori, la haltere? Este important o anumită pregătire. De exemplu, la juniori, de acum sunt concrete rezultate, însă la maturi, adică trebuie să treci bariera asta și aici de acum și vârsta. De exemplu, sunt foarte mulți sportivi de performanță care la vârsta anumită au ajuns campioni pe seniori, adică în vârsta de juniori. Însă, oricum, adică mai bine la o vârstă concretă, deoarece acolo sunt kilograme foarte mari, apar traume și foarte greu. Bă, voi știu că sunteți și în școală și vreau să-mi spui cum combini halterele cu lecțiile. Halterele cu lecțiile combin foarte bine, însă uneori pare foarte greu. Obositor, lecție, antrenament, iarăși lecție, iar antrenament. Practic nu aveam odihnă. Ai calculat vreodată câte kilograme ridici la un antrenament? Da. Și cât a fost? În jur la 10 tone. 10 tone. Și nu sunteți supra-obosiți la un moment dat? Suntem supra-obosiți. Știu pentru că există partea asta, când la un moment dat simți că nu mai poți, deși mai poți, pe urmă mai ridici ceva, cum vă motivați atunci? Ce vă spuneți? Eu personal mă gândesc că trebuie până la urmă, trebuie mers până la urmă, deoarece antrenamentul este o parte principală ca să ieși la rezultat. Bun, vreau să-mi spuneți, care din cele două probe de la haltere vă place cel mai mult? Mie personal, smuls. De ce? Deoarece, adică, mie e comod să fac ciudat și sunt de acum, adică, mai pregătit, adică, progresez în această... Pentru această probă? Da. Ție care îți place mai mult? Mie mai mult aruncat îmi place. E mai simplu, e mai rapid, de ce? Aruncat iubește mai mult forță decât tehnic. E foarte importantă tehnica, haltere? Ați avut traume, ați avut accidentări de lung timpului?
Da, au fost traume la kilograme mari, adică când lucram la antrenament și cu traume de acum ne stăruiam să facem antrenament mai lejer, însă oricum nu lăsam. Bun, și care e vina principală a traumelor în haltere? Tehnica sau kilogramele în plus? Sau care e vina de fapt la urmă? Desigur, tehnica, deoarece greșelile tehnice tot adică aduc la traume, însă nu numai asta, adică trebuie și un regim de respectat anume, deoarece dacă, de exemplu, umbli dezbrăcat sau și oricum adică acționează factorii din mediu. Și ar putea să afecteze și rezultatele la un turneu. Înaintea competițiilor, ce faci? Cum îți pregătești? Ultima, spune-mi cum arată săptămâna ta dinaintea competiției. Săptămâna dinaintea competițiilor pare puțin mai ușoară, mai antrenamentele scad, din antrenamente scad forța. Nu aplic atât de mult forța înainte competiții, ca în ultima zi la competiții să dau tot ce am în mine. Dormi mai mult în acea perioadă? Da, dorm mai mult. La ore antrenorul face eliberări, nu prea mergem ultimele două zile la ore, apoi participăm. Aveți un regim alimentar diferit? Noi la haltere nu ducem, adică un regim alimentar, noi mâncăm sănătos, în primul rând, da, și tot. Deoarece sunt necesari kilograme. Nu contează până la urmă. Apropo, vreți să vă opriți la categoria de kilograme 85-69? Eu personal nu, adică vreau să cresc în grup. A, mai mult. Da. Dar la grei mi-e mai dificil să-mi zici. Nu depinde, sunt așa situații că e mai ușor. Nu, e clar că rezultatul trebuie să coincidă greutăți, deoarece în anumită categorie și în anumit rezultat. Exact. Anumit barem, care de fapt a fost creat în ani, în timp, da. Unde observăm cine și cam cât ar trebui, pentru că teoretic voi cunoașteți înaintea competiției, dacă voi ridica atâta, am șansa să iau primele trei locuri sau am șansa să iau primul loc. Deja vă sunteți conștienți de acest lucru și vă pregătiți prima încercare, poate de încălzire mai puțin, după care încercați proprii recorduri și așa mai departe. Ați avut momente în care erați cu bara în mână, când ați ridicat asupra capului, în care, nu știu, ați vrut să renunțați sau în care v-ați gândit că mai bine mai mergeam la antrenamente. Ce vă gândiți voi atunci? Personal, adică apar emoții. Oricum, când te duci la competiție, emoțiile astea sunt. Și atunci când tu ridici bara, tu te gândești că e cam grea sau, de exemplu, trebuie să fac tot corect. Și când de acum mișcare, adică este și, de exemplu, să primești o greșeală tehnică sau ceva, de acum trebuie să mergi până la urmă, să te lupți cu bara, nu poți să renunți. Apropo, te-ai gândit sau te-au dat de gol emoțiile vreodată? Multe ori s-a întâmplat, multe cazuri. Ce faceți ca să treacă emoțiile? Ne stăruim să nu ne gândim la nimic, adică să ne gândim doar la mișcarea care trebuie de... De câți ani faceți haltere? De personal de 7. De câți? 5. De ce ați ales haltere și cum le-ați ales, de fapt? Pentru mine, adică eu prima oară cum am dus așa spontan la haltere și... Mă uitam cu băieții mei mari, se antrenează și mi-a plăcut foarte mult. Și prima dată ce greutate ai ridicat? Nu, lucram la 40 kg, așa, eram mic și... Ai început de la 40, da, acum da. Ai ajuns la cât ai ridicat recordul tău? 165 am aruncat și 150 în zmuț. Și ai 85 de kg. Da. Ar fi dublu ceea ce ai ridicat, minim dublu. Mai mult de dublu, cu atât mai mult. 7 ani urmă sau 5? 5 ani urmă. Cum s-a întâmplat atunci? Tăticul m-a dus în sală, a început să-mi placă, din ce în ce rezultatul creștea, depuneam mult efort, că îmi plăcea. Dacă nu ar fi halterele în viața voastră, ce sport ați practica? Personal, nu știu, adică de asemenea un sport de forță ceva, deoarece, adică mașina se simte că e necesară muncă și efortul mult fizic. Ce ai alege? Lupte marțiale. Lupte marțiale. Rămâneți oricum aici prin zonă, nu e departe, da, până la urmă tot e greutate, tot e forță, cum ai spus și tu, rămâneți undeva prin zonă, nu plecați foarte departe în cazul care ați avea o alegere de făcut altceva. Pentru că nu mai avem timpul necesar, vreau rapid să trecem și pe la școală, pentru că sunteți clasa 12 și a 10-a, felicitări, mâine ești în vacanță. Oficial, de fapt, cam, cred, bine, ești în vacanță de la școală, că de la antrenamente cred că mai rămâi încă. Da. Cât mai faci antrenamente? Toată vara. Toată vara. Nu aveți vacanță o lună, jumătate de lună? Nu, pentru noi vacanță nu există. Până la urmă să faci performanță trebuie să renunți la multe lucruri, trebuie să te dedici în totalitate sportului pe care îl practici. Voi în perioada bacalaureatului aveți vacanță?
Nu, adică noi avem de acum ore adăugătoare pentru care ne pregătim. Da, la, când e vorba de antrenamente. Nu, nu avem. Adică facem antrenamente în continuare. A, continuați mai departe. Azi e ultimul tău sunet? Sau la voi când e? Că tu vezi că e diferit puțin. Nu, azi e ultimul sunet, însă de acum nu e să... Altă dată. Da, da. Felicitări, apropo, cu finalizarea școlii. Sunesc. Ai bacalaureatul. Da. Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Ai emoții? Și, nu, dacă cinstit, nu am emoții, deoarece eu știu că sunt pregătit și trebuie să mă duc și să scriu tot. Dacă ar fi să alegi între, nu știu, să fie la campionatul mondial, bine, la campionatul mondial logic ai vrea să fii la haltere, dar dacă ar fi să alegi, să spun acum, la ce ești, ai istorie, ce ai, ce bacalaureat ai? Eu la geografie. Al patrulea. Dacă ar fi să alegi, să dai examen la limba română, de exemplu, înscris, cum, în mod normal, cum dau toți, sau să-ți spună, ai o singură șansă să ridici o greutate prin care să-ți bați propriul record, cu minim 10 kg în plus. Clar că ai propriul record. Propriul record. Plus că ar fi și recordul personal, dar și nota de 10 ți-ar veni pe simplu. Bună, până la urmă sper să ridici pixul la o greutate cât mai mare, să ai notele cele mai bune, la anul facultatea de sport sau unde vrei. Nu ne gândim până când, adică mai analizăm, mai concretizăm. Clasa 10, te-ai gândit unde vrei să mergi? Încă nu. Oricum, rămâneți în sport, rămâneți în domeniu, rămâneți în haltere, vă place acest lucru, vreți să continuați? Sunteți mulți, apropo, la școală, în sportul haltere? Desigur, suntem 36. A, sunteți? De toate vârstele? Da. Cel mai mic câți ani are? 11, sunt și de 10 băieții care, adică, un an mai înainte la școală sunt. Ați clasa 5-a? Da. Aveți și de clasa 5-a, îi ajutați, vă antrenați împreună? Sigur, sim. Dacă ar fi să transmiți acum un mesaj, cine ar fi, asta e camera, dacă ar fi să transmiți un mesaj, cui ar să transmite mesaj? Noi, în primul rând, vreau să vă felicit cu aniversarea de 2 ani Moldova Sport, din partea mea și lui Victor și secției haltere. Să vă dorim mult succes, adică să felicităm toată echipa în frunte cu domnul Tudor. De asemenea, să ne bucurați cu noutăți frumoase din lumea sportului și multă sănătate. Vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult. La fel cum voi sunteți mereu într-o luptă cu propriile recorduri, la fel și noi suntem într-o luptă mereu cu propriile live-uri sau cu propriile transmisiuni, ca să fim și noi la nivel și tot timpul la fel încercăm să ne autodepășim, pentru că altfel nu am evolua. Voi sunteți foarte conștienți, sportivii sunt cei mai conștienți de acest lucru. Fără autodepășire nu mai poți deveni campion. Într-o zi, sunt sigur, prin muncă, dăruință și așa mai departe, veți ajunge campioni mondiali și la olimpiadă. Cred că ar fi frumos, un sentiment unic. În special că avem și rezultate. La haltere tot timpul am avut rezultate la campionatele europene, la mondiale și la olimpiadă. Am avut rezultate la un moment dat și e posibil lucrul ăsta. Am demonstrat, sau cel puțin compatrioții noștri au demonstrat că e posibil acest lucru. Vă doresc și vouă exact același succes. Să ajungeți și voi, numele voastre să răsune în Republica Moldova. Sunteți conștienți că va fi greu cu partea financiară, pentru că trăim unde trăim. Sunteți foarte conștienți, sunt sigur, de lucrul ăsta. Dar până la urmă, dacă asta vă place, asta ar trebui să continuați. Mulțumim. Mult succes la bacalaureat, mult succes și la școală, o zi cât mai frumoasă. Lângă mine, doamnelor și domnilor, a fost Constantin Taca și Victor Anici, doi tineri halterofili, cei care peste ani s-ar putea să ne reprezinte țara la olimpiada, după cum am mai spus acest lucru. Între timp însă vine, apropo de note, după care vin și știrile orei 8.